Doamne ajută, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii de Presat Presa. Doamne ajută, dragilor, bun regăsit, vă spune Părintele Eugen Tănăsescu, în această zi de 28 iunie anul Domnului 2018. Ultima emisiune pe sezonul acesta, că acum văd că mai nou în presă e cu sezoane. Deci emisiunile se desfășoară în sezoane. Începe o emisiune, ea ține cât ține, la un moment dat intră în pauză, după care revine și începe sezonul 2. Uite, o să adoptăm și noi treaba asta, pentru că vine vara și pentru că vara e perioadă de vacanță și pentru că mai e nevoie să ținem post mediatic, cum spuneam emisiunile trecute, post de la informație, de la social media, de la chestiuni de genul ăsta, să ne retragem un pic în noi, așa, să mai fim și cu noi, emisiunea asta așa o vacanță. E practic de vacanță, e ultima emisiune înainte de vacanță, așa am obișnuit, sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel ne cheamă către un alt fel de misiune către noi înșine și apropiindu-se mâine, sunt Sfinții Apostol Petru și Pavel, astăzi este ultima emisiune, sigur e și începutul acesta, sfârșit de lună, început de lună și poate e mai bine să ne gândim din când în când la această zis vacanță de la muncă. Sigur că nu poți să iei vacanță de la tine însuți, dar e bine ca în așa zisa vacanță să te întorci și către tine, să-ți mai vezi și de ale tale, să te desprinzi un pic de fluxul ăsta informațional, pentru că, vedeți, există tendința, și am observat-o, și asta este unul din rolurile importante ale presiei în societate, formarea de opinie, există această posibilitate, chiar ispită, ca să contactul ăsta nemijlocit cu presa, la un moment dat să te ducă pe val sau să te ia valul. Luați-o cum vreți, că toți suntem aici la malul Mării Negre și avem valuri. Contactul ăsta nemijlocit cu presa, faptul că aproape zi de zi trebuie să analizezi, să cercetezi niște evenimente, să transmiți un mesaj către publicul care, sigur, te așteaptă, ca să zic așa, asta este un lucru foarte important. Dăm binețe și celor ce ne văd pe pagina noastră de Facebook. Bună dimineața și dumneavoastră, 28 iunie 2018, spuneam. Deci, pregătim emisiunea de vacanță pe principiul, din când în când e bine să te mai retragi. Din când în când e bine să ți mai vezi de ale tale. Și pentru a echilibra, cumva, spuneam, această tendință de a te lua valul când tot te uiți prin presă. Repet, există acest fenomen să tot citești presă, să tot analizezi. Ce citești te formează și, prin urmare, de la asaltul ăsta informațional, e bine din când în când să iei vacanță. O să începem emisiunea de astăzi cu o analiză, unora poate nu le va fi plăcută această analiză, alții poate nu vor înțelege, dar eu țin să o fac pentru că este mai mult decât evident că ce se întâmplă ține la un moment dat de domeniul ridicolului. Începem de la următoarea imagine. Imaginați-vă, în momentul ăsta, imaginați-vă un elefant într-o încăpere plină de porțelan. Da? V-ați imaginat elefantul și el intră într-o încăpere plină cu porțelanuri și avem o disproporție, da, între masivitatea și forța elefantului și delicatețea și fragilitatea porțelanurilor de acolo, da? Asta a făcut domnul Emmanuel Macron, președintele Franței, ieri la Vatican. Mă rog, nu ieri, alaltă ieri, 26 iunie 2018, ieri am găsit eu știrea. Domnul Macron a fost la Vatican
mă rog, într-o vizită. Se întâmplă astfel de vizite, nu e nicio problemă. Și a vorbit la Vatican despre laicitatea statului și despre neutralitate. De fapt, nu despre neutralitate, ci despre laicitatea statului. Zice așa domnul Macron, că n-a vorbit de neutralitate, a vorbit de laicitate. Bine, sigur, putem înțelege și neutralitate, dar o să vedem că domnul Macron a vorbit de laicitate. Laicitatea nu este contra religiei. Nu este o contrareligie. Da? Nu e un fel de altă religie laicitatea, zice el. Este un cadru de expresie a convingerilor, a religiilor și a libertăților individuale de a crede sau a nu crede. Deci, un fel de neutralitate a statului, zice domnul Macron. Bun, perfect. În democrație pot fi de acord, deși în sinea mea nu sunt de acord, având o convingere religioasă, sigur că mi-aș dori ca statul să facă și educație religioasă. Atenție, nu vreau un stat teocratic, că era mai discutat și pe Facebook cu unii navigatori și pe Facebook și spuneau că domnule, că vrei stat teocratic. Nu, eu nu vreau stat teocratic. Eu vreau un stat neutru religios, dar ceea ce vorbește domnul Macron mi-a creionat în minte această imagine a elefantului în încăperea cu porțelan. De ce? Mai întâi, unde a vorbit? La Vatican. Deci să te duci într-un stat teocratic, da? Acolo există cezaropapism, este un stat teocratic cu care, țin să repet, nu sunt de acord. Eu nu sunt de acord cu cezaropapismul. Biserica trebuie să fie separată de stat. Separată de stat în sensul că biserica nu trebuie să se creadă stat și nici statul să se creadă biserică. Cele două instituții trebuie să fie însă în dialog. Să te duci să vorbești la Vatican de laicitate care nu este o contrareligie, mi se pare că domnul Macron chiar a vrut să îi bată apropoul papei, știi? Adică Papa Francisc, fii atent aici ce am eu să zic legat de chestia asta. 2. De ce zice asta domnul Macron? Pare că se scuză, pare că se spovedește, adică vine și spune, știți, laicitatea nu trebuie văzută ca o contrareligie. De ce? Așa este înțeleasă până acum. Asta e și problema. Problema de fond a acestei chestiuni nu este neutralitatea statului. Aș fi de acord ca statul să fie neutru. Hristos spune foarte clar, dați cezarului ce e al cezarului și Dumnezeu ce e al Dumnezeu. Fiecare cu ale sale. Dar eu nu pot să nu constat, și aici mi-a venit în cap imaginea cu elefantul, nu pot să nu constat că neutralitatea statului sau laicitatea statului a devenit contrareligie. Sau cel puțin face concurență religiei. Politica vrea neapărat să fie religie. Adică realitatea bate teoria. Da? Practica mănâncă teoria, cum ar veni. La ora actuală, neutralitatea sau laicitatea statelor a eșuat într-o formă cel puțin bizară de propovăduire a noului relativism moral, a neomarxismului, cum se spunea, a noilor curente morale ale școlii de la Frankfurt, că se tot vorbește și de școala de la Frankfurt, eu vorbesc mai mult de Open Society, că, mă rog, ideea veche a școlii de la Frankfurt e preluată de Open Society, care, cum spuneam, vrea să devină un fel de religie. Politica se vrea religie, bine, și știința se vrea religie, toate se vor religie, pentru că se comportă cu acest amendament că ar deține adevărul absolut. Adevărul absolut aparține doar de domeniul divinului, că doar Dumnezeu e absolut. Divinitatea e absolută. Restul noi pe pământ aici suntem muritori, că suntem reprezentanți ai statului, politicieni, că suntem oameni de știință, că suntem cler, că și clerului trebuie să există reprezentanța ai clerului, cărora ar trebui să le iasă din cap ideea că ei sunt Dumnezeu pe pământ. Adică și noi suntem ispitiți de treaba asta, din păcate. Toți avem ispitele astea, de asta spun. Tendința de idolatrie în toate domeniile, nu trebuie să ne ascundem după deget. Dar eu constat că ceea ce face domnul Macron
este bizar ca un elefant într-o încăpere cu porțelan, pentru că el vorbește de o chestiune care practic nu mai există. A, în teorie, da, e frumos, statul e neutru, statul e laic, nu e religios, da, am înțeles ideile astea, să fie separație stat-biserică, da, foarte bine, nu sunt de acord cu cezaropapismul, repet, dar când mă uit în jur, observ că statul laic are niște probleme de morală. Oricând vorbesc de morală, nu pot să nu mă gândesc la religie. Morala aparține prin exclusivitate religiei. Nu există morală nereligioasă. Pentru că orice morală se leagă de niște valori. Și valorile întotdeauna sunt prețuite, sunt urmate, sunt crezute. Aici e problema, că religia nu este doar neapărat un cult oficial recunoscut al statului. Religia, prin religiozitate, prin tendința omului de a se lega de valori, de a crede în valori, totul poate fi transformat în religie. Banul poate fi religie. Economia poate fi religie. Politica poate fi religie. Afacerile pot fi religie. Totul poate fi slăvit. Totul poate deveni cult. Cultul banului, cultul personalității, cultul a ce vreți dumneavoastră. Există tendința de idolatrizare peste tot. Și atunci, nu pot să nu fiu amărât, trist, îngândurat. Când domnul Macron, reprezentat al unui stat care, prin excelență, zice-se că este propovăduitorul laicității, vine și spune treaba asta unde? Chiar la Vatican, ca și cum Vaticanul, să-mi iertați expresia, ar fi luat de gâgă, ca să nu zic altfel, cum se spune în popor. Adică domnul Macron îi crede pe cei de la Vatican chiar așa veniți de pe altă planetă? Le explică el cum e cu laicitatea, câtă vreme noi vedem cu ochiul liber în ce a eșuat laicitatea de astăzi? Păi, s-o rezumăm practic. Eu înțeleg că statul trebuie să fie neutru religios. Înțeleg că, de exemplu, religia în școală, am înțeles, trebuie să o aleagă părinții. Dar de ce pe cale de consecință se propovăduiește o altă morală copiilor? Ascult. De ce domnul Macron, că așa și-a început mandatul, mai țineți minte cum domnul Macron, n-am clipul acum să vi-l arăt, că, mă rog, era pe internet și nu, pe Facebook, de fapt, l-am văzut și Facebook e foarte complicat. Domnul Macron, mai țineți minte că s-a dus la școală și a vorbit copiilor despre homosexualitate. Păi asta e o chestie ce ține de morală. De ce te duci și propovăduiești un anume tip de morală, că a vorbit de căsătorile homosexuale? Da? A, dacă vorbea de toleranța față de homosexuali, eram perfect de acord. Creștinul este tolerant. Și, în general, religiile trebuie să promoveze toleranța. Deci, da, nu putem să fim în stare de ostilitate unii cu alții. Cel puțin în creștinism, Dumnezeu iubește pe păcătos, sigur, urăște păcatul. Nu trebuie să ne războim cu persoana, ci cu păcatul. E foarte simplu. Dacă vorbea de toleranță, da, dar de ce statul face presiuni pentru acceptarea unor chestiuni? Aici e problema mea, adică așa zisa neutralitate sau laicitatea statului a ajuns un moft. Ea este doar un moft. Pentru că în spatele statului, și aici venim la partea practică a problemei, sigur că în teorie poți să presupui un stat neutru, dar în practică el nu va fi niciodată neutru. De ce? Pentru că orice partid care ajunge la putere, orice ales care este pus într-o funcție, vine cu o platformă electorală, vine cu o motivație, vine cu niște valori. Asta nu e neutralitate. Da? Mă refer și la valori religioase, adică nu veți vedea în platformele electorale ale partidelor și ale candidaților doar economie sau doar administrație. Nu! Ei, prin legile pe care le doresc, prin viziunea pe care vor să o aducă asupra societății, vrând nevrând, au în spate și valori moral-religioase. Și atunci omul ăla vine la putere pentru a aplica un plan. Are un interes deja. Și atunci el îmi vorbește mie de neutralitate? Păi din start ea nu mai există. Practic vorbind, câtă vreme democrația este construită cum este construită. Da? Aș crede neutralitatea statului dacă aleșii, dacă cei ce ajung la putere, dacă partidele care ajung la putere, nu ar încuraja niște
ideologii, niște curente care, unele dintre ele sunt anticreștine, adică eu înțeleg că statul trebuie să fie neutru, dar de ce pare că, că creștinismul e înghesuit pe continent? Că e oarecum presat să accepte niște chestiuni? De asta vorbesc. În rest, da, statul să rămâne neutru, n-am nicio problemă. Dar practica omoară teoria. Se vede de la distanță și cu ochiul liber că noile ideologii promovate n-au nicio legătură cu neutralitatea religioasă. Ne rămânem la neutralitatea religioasă. Statul are tot timpul interese economice, sociale, politice și prin ele are interese valorice. Care valori rezidă cumva și în latura religioasă. Adică, ce vreau să spun, mergem puțin mai în adâncul problemei, principiile de existență ale unei societăți coboară până la temeliile valorilor spirituale. Vrei, nu vrei, valorile spirituale sunt cele care formează principii sociale, economice și așa mai departe. Da? Un prim exemplu este la îndemână, că se tot vorbește de să nu furi. Păi să nu furi. Ține de valoare moral-religioasă sau ține de neutralitatea statului, da? Dacă statul ar fi neutru, ar putea zice la un dat, domnule, de azi putem să furăm. De ce nu e bine să furi? Da? Adică legile, atunci când sunt făcute, interesul statului se reflectă și în legi. Legile când sunt făcute chiar n-au niciun interes moral-religios? Păi nu, există această separație artificială pe care se chinuie noi gânditori ai planetei să o introducă, să separăm morala de religie. Păi n-ai cum, că morala este însăși religie. Binele și răul de care vorbim în morală e totuna cu religia. Religia te învață despre bine și rău. Religia nu este cum cred ăștia, noi gânditori. Nu, doamne, religia înseamnă să mergi la biserică să te închini, la slujbă. Păi înseamnă că aveți o educație religioasă foarte limitată. Sunteți aproape de analfabetismul religios dacă o luați așa. Păi religia este esența principiilor. Din religie izvorăsc principiile morale. Să nu furi, să nu desfrânezi, să nu... Avem decalogul, ca exemplu, și mai nou, iubirea, că se vorbește de iubire, de comunitate, de întrajutorare aproapelui. Iubirea aproapelui nu este cel mai frumos principiu social. Păi el vine de la Hristos Dumnezeu spus. Asta nu are legătură cu religia. Când vorbești de întrajutorarea aproapelui, de donarea de sânge, poftim, că o luăm pe latură civilă. Avem, da, donare de sânge. Păi pentru ce donezi sânge? Calmitrea ți l-ai vinde dacă te-ai luat după afacerismul din ziua de azi. Sunt convins că dacă s-ar vinde sângele, ar crește cantitatea de sânge donat, că sângele poate fi marfă. Dar în spate stă un principiu moral altruist, religios până la urmă, care provine dintr-o religie. Să donezi, nu să cauți un beneficiu. Oriunde te uiți în viața asta, dai cu nasul de morală, de religie într-un fel. Deși, repet, există această absurdă separație că morala n-ar avea de-a face cu religia. Ba, întotdeauna are de-a face cu religia. Pentru că morala înseamnă valori. Și religia înseamnă tot valori. E același lucru. E, religia se manifestă, dacă vreți, prin valori morale. Ce e binele? Ce e răul? Ce e păcatul într-o religie? Dacă nu, o încălcare a unor principii. Ce e virtutea într-o religie? Dacă nu, niște calități bune, desăvârșitoare, da? Adică, da, ei se chine cumva să izoleze religia, v-am explicat de ce. Din simplu motiv că vor să ia locul. Să nu mai credem în Iisus Hristos și în poruncile Lui, să credem în drepturile omului. Poftim, dar de ce să cred în drepturile omului? Pă, chiar Soros a zis-o cu gura lui, am avut în emisiune, chiar Soros a zis-o că el crede în valorile astea ale Open Society. Crede ca într-o religie. Păi și atunci despre ce vorbim? Vă chinuiți să dați religia la o parte venind cu altă religie? Nu o să putem scăpa de religie. Despre asta este vorba. Oricât ne-am chinuit și oricât ne-am străduit și am inventat tot felul de sofisme și filozofele de-astea așa aparent academice, dar pline de analfabetism religios, de fapt, auzi, morala n-are legătură cu religia. Oi, frate, dar și atunci cu ce are legătură?
Până și filozofia ar avea legătură cu religie. Cu ce are legătură morala? Cu economia? Cu justiția? Binele și răul nu din valorile religioase sunt extrase? Despre asta este vorba. Cultura umană, civilizația umană, principiile umanității. De ce urmezi binelui și nu urmezi răului? De ce pui binele mai presus de orice? De ce urmezi niște valori? De ce te legi religiozitatea? A religo, religare, a te lega de niște valori. Că mă leg de Dumnezeu, Iisus Hristos, că mă leg de Buddha, de Allah, mai știu eu de cine, mă leg de cineva care reprezintă niște principii și care, sigur, de la caz la caz în religie, e văzut ca Dumnezeu sau nu. Dar aici e problema, că autoritatea, de unde vine autoritatea legii? Dacă ar fi de la oameni, s-ar schimba oricând. Autoritatea legii trebuie să fie de natură situată mai presus de om. Dacă autoritatea legii nu-i divină, omul de ce să urmeze legea? Că zice altul? Păi în democrație ce că suntem egali. Cum să mă supun eu unei legi făcute de altul? A, vin filozofii și ne spun, păi nu, ne supunem legilor făcute de noi, când democrație majoritatea decide. Păi dacă majoritatea decide, cum am văzut ieri în Olanda, să ne luăm viața, că nu ne mai place, ăsta e un lucru neapărat bun, dacă majoritatea decide să ne aruncăm în mare, că, nu știu, așa li se par lor la un moment dat, că omului îi se par multe, e neapărat bine? Dacă majoritatea decide să furăm, poftim, e bine? Că e tendința asta, nu pot să fac bani, mă duc să fur. E bine? Adică despre ce vorbim când vorbim de puterea și autoritatea legii? Neutralitatea statului e doar un concept și laicitatea statului, e doar o găselniță. Bine, înțeleg, o reacție anticlericalistă până la urmă a fost în Franța a iluminismului, da, Revoluția franceză, care a venit și a zis să terminăm cu clerul ăsta, care, mă rog, avea și reprezentații opulenții, deveniseră clericii și cam oameni politici, adică era un cezaropapism. Da, eu înțeleg, dar să nu facem greșeala de a îndrepta printr-o altă greșeală. Da, trebuia îndreptată situația religiei în Franța anilor Revoluției franceze. Dar cum am dreptat-o? Înlăturăm clerul și venim noi cu altă religie, religia statului. Păi, n-am făcut nimic. Din cele mai vechi timpuri, autoritatea conducătorilor venea de sus. Că dacă, nu, dacă vine de la oameni, la ce să mai punem acolo? Adică nu putem să ne conducem singur, punem pe unii să ne conducă, ne și fură, avem și probleme. Dovadă că amalgamul ăsta filozofic pe care încearcă să-l creeze unii evitând religia, duce la blocajele astea sociale care le vedem. Suntem prinși ca într-un blocaj în democrația asta. N-avem soluții pe tot continentul, pe toată lumea e frământare, pentru că fie am transformat economia în religie, fie politica în religie, mai știu eu ce în religie. De religie nu poți să scapi. Chiar și ateul, dacă zice că este fără Dumnezeu, e tot o formă de poziționare, tot față de divinitate. Dom'le, vreau să fiu departe de ea. Treaba ta, fii cum vrei. Liberul arbitru e sfânt, da, trebuie respectat. Dar dincolo de asta, nu vindeți castraveți la grădinar, nu intrați cu elefantul în sala de porțelanuri spunând de astea, o, laicitatea nu e o contrareligie. Nu! E o nouă religie, vrea să ia locul ăla vechi. Pur și simplu. Mai departe în emisiune, că vorbim de blocajul în care am ajuns și ideile astea rele care se extrag ca drept la rău, da, drepturile omului, dreptul de a păcătui. Da, e un drept, dar vorba aia, ce folos să alegi rău? E dreptul tău să alegi rău, dar de ce să-l alegi? Că tot nu înțeleg. Vorbim de cultura morții, pentru că în Olanda s-a extins problema cu eutanasia, nu numai la cei care sunt în suferință. Știi, s-a spus, domnule, omul suferă, să-i curmăm suferința, îi permitem dreptul la moarte demnă. A, că veni vorba, fac o paranteză, mă leg de subiectul dreptului. Apropo, de unde această idee că omul trebuie să faci o lege ca omul să se poată sinucide? Să aibă dreptul la moarte demnă. Dar de ce? De ce trebuie să dai o lege în care să-i confer omului dreptul să se sinucidă? Oamenii s-au sinucis din cele mai vechi timpuri. De ce? Să prevezi că e legal.
Că oricum, acum glumind un pic, dacă e ilegal să te sinucizi, după ce te sinucizi, ce mai pățești? Adică, știi? Doamne, e ilegal să te sinucizi. Așa, bun. Și ce pățesc dacă mă sinucid? Mă chemați la tribunal? Vezi că asta e absurdul gândirii astea care se vrea golită de religie. Nu, e o chestie ce ține de relația omului cu divinul, cu viața. Dom'le, dreptul la viață, a te sinucide, e un afront adus celui ce ți-a dat viață. E un afront vieții, până șansei de a te îndrepta, până la urmă, pentru ce trăiește omul. Nu ca să fie bun, nu ca să fie frumos. De ce inventăm o lege care să prevadă un drept la sinucidere, pe lângă faptul că e absurd, cum îl pedepsești pe ăla de sinucide? Adică, până acum, n-aveam dreptul să murim cu demnitate, a venit Olanda și a zis, de acum înainte puteți muri cu demnitate, nu doar cei care suferiți, ci și cei care, eu știu, sunt bătrâni, sunt neputincioși. Zice așa, documentul. Dacă un pacient dorește să primească eutanasia, înseamnă că suferința lui are un caracter medical. Deci nu este obligatoriu să fie afectat de o patologie terminală, boli incurabile. Acumularea de dificultăți tipice vârstei înaintate, probleme de vedere, probleme auditive, osteoporoză, bolile vârstei cum ar veni, pot provoca suferințe insuportabile fără perspective de îmbunătățire. Dacă una sau mai multe din aceste stări provoacă pacientului o suferință pe care o consideră insuportabilă, eutanasia trebuie autorizată. Da? Deci dincolo de absurdul ăsta că, domnule, să-i dăm dreptul să se omoare. Bă, și dacă nu autorizați, ce? Adică înțeleg că nu pot să-l omor pe om, că de fapt asta se întâmplă. E, de fapt au autorizat, nu, cred că nu chiar sinuciderea, ci crima. Înțelegi? Pentru că omul vrea să moară. Și atunci ce face? Nu poate să-i sinucide. Se apucă singur de gât, se sugumă, ce-și face? Nu, apelează la un medic într-un centru, plătește o injecție și zice, doctore, omoară-mă. E ilegal să omor ca doctor. E nonsens. Doctorii au jurământul facerii de bine al vindecării pacientului, da? Doctorul omoară-mă că nu mai suport. Și atunci cumva trebuie să-l scuzi pe doctor. Posibil ca legea asta mai mult să confere dreptul doctorilor de a omorâ, ceea ce mi se pare mult mai cumplit. Dar asta cu dreptul la moarte demnă, da, mi se pare și o găselniță inutilă. Adică și dacă omul se sinucide, că de fapt el inițiază sinuciderea, dacă omul vrea să se sinucidă, cum îl mai pedepsești? Da? Bun, deci se creează o cultură a morții în care unul care vrea să moară, deja s-a sinucis în momentul în care a vrut să moară, cheamă pe altul să-l omoare. Și avem aici o cultură chiar a morții, adică totul este moarte. Vrem să murim. De ce? Cu speranța că se termină, dar cine ne... Și acum intrăm în latura religioasă profundă a problemei, ca să vedeți că de religie nu putem scăpa niciodată. Asta a fost și ideea emisiunii de azi. Și a emisiunii astea în general. Dar cine îți garantează că dacă mori scap de toate? Întreb și eu. Ce există după moarte? Cine are expertiză, experiență? Cine e specialistul care se pronunță ce se întâmplă după moarte? În niciun caz știința. Știința are acces până la limita morții. A murit, gata. Nu mai există viață. În momentul în care ne-am pronunțat că nu mai există viață biologică, avem un pachet de celule în destrămare. Și după, omul din cele mai vechi timpuri și-a pus problema ce se întâmplă cu mine. Așa a trebuit pentru cei care n-au recunoscut, a trebuit să inventeze religia. Că de-aia spun unii că religia e invenție. Ei nu sunt stare să recunoască divinitatea, nu sunt stare să recunoască că l-au pe Dumnezeu sub nas, cum ar veni, că l-au pe Dumnezeu în ei, că sunt fărâmă de dumnezeire. Și cred că religia e o invenție așa care să aburească omul să... Mă rog. Dar revenim la problemă. Că aici avem o întrebare foarte importantă după mine. Omul suferă, da? Are boală incurabilă, nu are boală incurabilă, e bătrân, cum zic ăștia, și așa mai departe. Să-i curmăm suferința, asta este ideea. Cine v-a spus, sau care-i garanția pentru mine, că dacă îl omor pe ăla-i curg suferința? Vreau și o garanție. Adică legea asta, pe ce se bazează când oferă dreptul la sinucidere și la crimă? Că până la urmă, repet,
Ăla vrea să moară, să se sinucidă. Dar vine cineva și îl omoară. Doctorul, ăla îi face injecția și e normal, în virtutea legilor de până acum, e penal, e ilegal să ucizi pe cineva. Trebuie să faci niște derogări și atunci tot prin lege se face derogarea. Da, domnule, în situația asta îi dăm dreptul doctorului să-i administreze o injecție letală, ca și în cazul pedepselor cu moartea, cu care eu țin să mai spun o dată, nu sunt de acord. Pedeapsa trebuie să-și aibă rolul ei educativ. A-l omorât pe om, nu văd nicio educație în asta. Adică l-ai omorât și cu ce l-ai mai educat. În ce rezi de educația lui, că nu înțeleg. Așa de bine l-ai educat că l-ai omorât. Adică limita asta a morții e o chestie ce ține de spiritualitate. Cine îmi dă mie, repet, cine îmi dă mie garanția că omului ăluia pe care legea îl are în vedere, omului ăluia chiar îi se curmă suferința. De unde știu eu că nu suferă mai tare pentru că și-a luat viața? Conform credinței mele, vezi, tot la credință ajungi. E vorba de ce crezi că se întâmplă după moarte. Că dovezi, nu prea avem științifice că se întâmplă ceva după moarte, avem doar mărturii, dovezi, sigur, mărturia celor care au trăit înainte, pe vremea lui Hristos au existat învieri, eu sunt învierea, spune Hristos, avem niște mărturii, nu le putem lua de dovezi științifice, spun unii, bun, le au de mărturii, cred în ele, până la urmă, tot la credință ajung în niște valori. Vezi cum tot ajung eu în credință și ăștia vin și spun că statul să fie neutru. Păi când statul a stabilit legea asta, pe ce s-a bazat? Că-i curmă suferința respectivului. De unde știu că e o curmă? Care-i dovada? Faptul că nu mai văd eu că îl doare, că e mort, asta mi-e suficient? Dar dacă dincolo nu e mulțumit omul? Dar nu mai poate să se întoarcă să-mi spună. Sau cum? Cum facem? Cum ieșim din dilema asta? De ce răscolim niște chestiuni, așa, dăm cu elefantul, repet, în sala de porțelan, zicând, lasă, domnule, că e bine. Stai puțin, că aici e vorba de niște delicatețe. Nu că statul e neutru. Păi cum să fie neutru când el se bagă cu elefantul în porțelanurile religioase? Că despre asta e vorba. Intri cu elefantul secularismului în porțelanurile religiei. Vrei tu să le rezolvi. Despre asta e vorba. Da? Ce garanție are nenea ăla de să omoară și ce garanție are doctorul care îl omoară că i-a curmat suferința? Adică de unde știu că i-a curmat suferința? Doar că văd că nu mai mișcă? Că e mort? Dar de unde știu eu că nu sufere dincolo? Cine îmi zice că este sau nu mai este viață? Că trebuie să alegi între astea două opțiuni, alta n-ai. Vii și spui, domnule, i-a curmat suferința, nu mai există viață, deci ai pășit într-o anumită credință despre faptul că nu există viață veșnică, sau vii și spui, da, domnule, există și viață veșnică. Ce e după moarte? Asta e limita religiei. De aici chiar intri în religie după moarte, da? Păi de ce ne băgăm cu bocancii legilor zis neutre în treaba religiei, dacă vrem să fim stat laic? Nu înțeleg. Vezi absurdul situației, adică moartea. Păi stai puțin, ce e moartea? Cum te raportezi la moarte? La moarte nu te poți raporta decât religios prin credință. Crezi că e viață după moarte sau crezi că nu este? E treaba ta ce alegi. Da, e vorba de o credință, că, repet, știința nu ne mai ajută mult. După știință se desface trupul ăsta de celule. Măi, dar parcă ar mai fi ceva. Eu parcă tind să cred. Ceva în mine spune că da, altora le spune că nu. Oricum, e vorba de credință. Când aducem vorba de moarte, clar aducem vorba de credință. Păi și ce treabă are statul cu moartea? El vrea să curme suferința. Cine îi dă garanție cu o curmă? Vă spun eu, nimeni. Ăsta e un abuz, până la urmă, spiritual, ceea ce face statul. Crede că îl rezolvă pe om. Dar dacă nu îl rezolvă? Dacă, cum spunem noi în creștinism, sinuciderea te trimite în iad. Cum e? Să vorbim și de lucruri mai puțin înspăimântătoare, ar zice unii. Să venim cu o veste bună pentru șoferi. Există un proiect de lege depus la Parlament. Înțeleg că a trecut de o cameră, urmează să treacă de a doua cameră. Niște prevederi foarte interesante. Să se termine cu pânda radarelor. Era o prevedere sau o propunere înainte că cine n-are ITP se alege fără talon. E nu, rămâne talonul
E obligație, are obligația șoferul să-și facă inspecția în 15 zile, adică hai să nu fim așa de duri. Ce alte prevederi au mai îmbunătățit, să spunem așa, aleșii noștri? Radarele, asta este interesant cu radarele. Deci, să fie la vedere mașini inscripționate ca atare, presemnalizate cu 500-100 de metri înainte, adică să fie atenționat că acolo este radar, da? Să nu mai fie radarul la pândă în boschet, ceea ce a zis Iunipin, o să mai avem vitezomani. Vezi, legea se face de către oameni. Dom'le, dacă am stabilit o lege, o aplicăm sau nu. Putem dezbate pe marginea ei, dar aici intrăm în domeniul moral-religios. Adică dacă șoferul stă la pândă, e moral sau nu e moral? Păi zice, trebuie să-l surprindă pe făptaș, cumva ar fi moral. Păi da, dar e aiurea să stea după o curbă când ești într-o vale, unde oricum prinzi viteza. Adică pânda în sine e ok, nu e ok, iarăși discutăm morală. Și să statul vrea să-mi spună mie că e laic și neutru. Hai, domnule, terminați cu poveștile. Bun, radarele pistol n-au voie să fie la distanță mai mare de 10 metri de mașina poliției și mai avem o prevedere interesantă și anume că amenziile să fie plătite în 15 zile. Să fie plătite în 15 zile la jumătate. Știi, până acum era, sau la ora actuală, este în 48 de ore. Așa e cu amenda. E, mai era o prevedere să fie plătită în 15 zile. Să se prelungească perioada de bunăvoință de înjumătățire a amenzii. Se dorește așadar o legislație mai plină pentru șoferi. Eu țin să remarc un lucru care nu știu cum a scăpat până acum, dar a fost tot așa ca o concesie. Faptul că legea în alte țări nu e, dar la noi e. Ai posibilitatea să umbli cu detectorul de radar la tine. În alte țări n-ai voie. La noi ai voie. Și sunt și alte țări unde ai voie. Unii au voie, alții n-au voie. Vezi, e o chestie de poziționare pe valori. E o discuție. Până la urmă, repet, tot la morală și la religie ajungi. Sigur, religia înțeleasă într-un context foarte larg. Nu neapărat că mă refer la creștinism, la islam sau iudaism sau alte religii cunoscute ale Pământului. Nu, eu vorbesc de fenomenul religiozității, pentru că mai țineți minte cum era vorba aia lui Malraux, că s-ar fi zis că, se zice că ar fi zis că secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc. Nu, el n-a spus chiar așa. A fost preluat și îmbunătățit pe aici pe acolo. El a zis că în secolul 21 religia va avea un rol tot atât de important așa cum a avut creștinismul pentru lumea antică. Adică va fi o schimbare de paradigmă, de mentalitate, dar tot principii religioase vor fi. Nu vezi că acum asta se încearcă. Schimbarea vechii civilizații creștine cu o civilizație de tip open society care are alte coordonate morale. O altă religie, de-aia spun. Lupta cu religia nu e contra religie, cum zice Macron, e înlocuirea religiei. Dar probabil n-a avut curaj să o spună la Vatican, dacă tot s-a dus acolo ca elefantul în porțelanuri. Mai departe încheiem cu o știre care s-ar putea să se întâmple, deja parțial din ea s-a întâmplat. Au venit americanii, au venit și au făcut bază militară la Cogălnceanu. Baza de la Cogălnceanu ar putea fi și mai puternică pentru că urmarea evoluției politico-militare din Turcia, Statele Unite și-ar putea muta o bază militară din Turcia în România pentru a rămâne oarecum în control în zona Mărinere. Suntem pe graniță, Rusia este din ce în ce mai activă, ne spun oficialii. Atacurile cu care se confruntă România sunt tot mai dese, spunea ministrul apărării Mihai Fifor. Nu cred că există o singură zi fără provocare din partea Rusiei. Rusia se înarmează și extinde capacitățile, vrea să dețină oarecum supremația la Marea Neagră. NATO este pe zonă de graniță, prin urmare trebuie și noi la Marea Neagră să fim întăriți. Marea Neagră e o zonă disputată așadar geostrategic, militar, economic. Problema e la Turcia. Turcia este în NATO, deci
practic ar trebui să considere Rusia dușman, știi? Sunt chestiunile astea. Aici nu-mi place lumea cezarului când începe partizanatul între oameni. Tu ești prieten, tu ești dușman. Trebuie să facem din ruși dușmani. Păi, dar nu putem fi toți într-o armonie să gestionăm planeta asta cum trebuie? Nu, că noi mergem pe mentalitatea fiecare să ia, să fie a lui. Mentalitatea de tip egolatră. Știi? Al meu, al meu, al meu. Și atunci, normal că apar conflicte. Eu vreau mai mult, eu vreau mai de acolo, eu vreau mai de acolo. Normal că apar conflicte, știi? Turcia o fie în NATO, dar dă niște semne că a colaborat cu Rusia, de exemplu, a cumpărat de la Rusia rachete S-400 pentru 2,5 miliarde de dolari. Și atunci NATO și-a pus întrebarea, păi dacă turcii, care sunt aliații noștri, fac afaceri cu dușmanii noștri, că blocul NATO este blocul euro-american, care are drept dușman blocul ruso-asiatic. Da? Despre asta e vorba. Planeta e împărțită între niște cocoși planetari, care fiecare cu o grada lui. Și când au văzut că au luat rachetele de la ruși, au zis, frate, stai așa, ce facem noi aici? Plus că a câștigat domnul Erdogan, care nu prea e pe gustul democrației occidentale, el vede statul cam teocratic, chestiune care, repet, nici eu nu sunt de acord. Nu, statul nu trebuie să impună o religie cetățenilor. Trebuie să fie neutru, să-i lase liber. Dar nici nu trebuie să încurajeze o altă religie, chiar dacă n-are aparența unei religii oficiale. Repet, banul pentru mulți deja e religie, deși nu se recunoaște oficial, nu avem cultul banului, dar toți îl practic aproape și asta e o mare problemă. Și atunci America, sigur că ia în calcul să-și mute o bază din Turcia, unde mai poate? Până în România, ca să păstreze cumva controlul la Marea Neagră. Rușii agită avioanele, submarinele, noi venim cu fregatele, portavioanele, mă rog, portavioanele n-au intrat încă în Marea Neagră, nici nu știu dacă ar intra pe Bosfor un portavion, e de văzut tehnic treaba asta. Dar oricum, e aici o zonă de graniță. Noi suntem la zonă de graniță, de conflict. Suntem tot timpul cu amenințări, cu de-astea, cu războiul, spectrul războiului. Suntem înfricoșați de parcă n-am fi oameni. Eu nu înțeleg. A fost o perioadă cu dezarmarea, să fie pace, să fie bine. Semn că ăștia negociau bine politic și economic. Când au început să împuțineze resursele, normal că a crescut dorința de stăpânire și atunci iar a început cursa în armării. Da? Adică, vezi cum economia e deja religie? Da, cine să înțeleagă treaba asta? Bun, probabil o să fie și bază militară mai puternică, n-are de ales America dacă vrea să păstreze granița aici, în logica asta militară. Eu plec. Plec în vacanță, în vacanța de la presă mă refer, să mai iau o pauză de la atâta agitație și atâta cum să spun, lupta a cezarului uneori chiar cu Hristos. E bine să mai fim puțin și cu noi o perioadă, cu ajutorul Dumnezeu și al tehnologiei, să ne reauzim cu bine spre toamnă, prin septembrie, probabil, sau prin august. O să vedem, că știi, te duci în vacanță, dar la un dat se face dor. Adică nu poți să stai așa. Ai și nevoie să vină, să te întorci, să vii înapoi. Să aveți o vară binecuvântată, o vară liniștită din punct de vedere al presei. Am găsit dimineață și cu asta o să închei, că e de meditat la ea. Dimineață citisem o maximă interesantă. Cineva a spus așa, înainte de 1989 aveam doar TVR1, acum situația s-a mai îmbunătățit. Avem libertatea să alegem canalul TV care să ne manipuleze. Mi s-a părut foarte interesantă afirmația asta. Înainte de 89 aveai un singur canal, TVR-ul, care te manipula. Și 2-3 ore pe zi. Acum avem o sumedenie de canale, ești liber să alegi pe cine să te manipuleze. Asta mi s-a părut foarte interesantă și e de meditat la ea în contextul războaielor de presă. Că dacă te uiți, faceți exercițiul ăsta la televiziune, vă recomand. Uitați-vă în paralel la două televiziuni. Veți vedea, care sunt concurente, sigur, politic. Veți vedea niște chestiuni foarte interesante. Să aveți o vară binecuvântată, așadar, cu ajutorul Dumnezeu și al tehnologiei, spre toamnă ne reauzim cu drag. Vă port în suflet, vă port în rugăciune și mare atenție cum înțelegeți ceea ce vă intră pe fereastra ochiului și a
ochilor și a urechilor. Toate cele bune, Doamne ajută!